Salut și bine venit sau revenit pe canalul meu! În tutorialul de astăzi o să vă arăt dacă merită să renunțați la hârtia de sublimare pentru a vă personaliza textilele cu hârtie simplă. Pentru început, deschid o pagină de Google Chrome și mă duc pe site-ul creativfabrica.com. Acesta este site-ul pe care eu îl folosesc pentru a căuta imagini deosebite. Mai întâi mă loghez. Să caut o imagine care să fie foarte colorată pentru că aș vrea să vedem diferența între hârtia de sublimare și hârtie de printare. După un mic research pe site, am găsit o imagine care cred că se potrivește pentru ceea ce vreau eu să testez. Acești dragoni sunt disponibili în mai multe variante și cred că sunt potriviți pentru ceea ce vreau. Îi descarc. Și în momentul în care descărcarea s-a finalizat, o să merg în folderul meu de descărcări și o să-mi extrag fișierul. În momentul în care ele se descarcă de pe Creative Fabrica, ele vin într-un folder zip. O să extrag toate informațiile într-un folder simplu. Iar acum pot să văd de la opțiunea de vizualizare, o să măresc puțin și o să pot să văd foarte clar fiecare dragon în parte cum arată. Sunt niște dragoni foarte drăguți, foarte colorați, așa că sunt numai buni să testăm, să facem testul de astăzi. Ce voi face mai departe, mă voi duce și voi deschide Canva.com. Vă spuneam în videourile precedente că este program pe care eu îl folosesc în momentul în care vreau să-mi pregătesc imagine care urmează să fie printate pentru sublimare, așa că deschid un proiect nou într-un format A4 pentru că vreau ca sublimarea să fie destul de mare. De la Upload o să încarc toate imaginile pe care deja le-am descărcat. O să mă duc la fișierul de descărcări, în folderul pe care l-am extras. O să-mi selectez toți dragonii. Mai apoi o să mă decid cel pe care vreau să-l folosesc pentru sublimare. Ei deja s-au pus în opțiunea de încărcări și o să merg pe acest dragon. Vreau să-l mai măresc puțin, încât să fie mult mai vizibil. Mai apoi vreau să adaug un text ca să specific exact ce tip de hârtie folosesc pentru acest print. O să pun cumva în josul dragonului și o să scriu tipul hârtiei. Acesta este pentru hârtia de sublimare. Iar mai apoi o să fac un duplicat al acestei imagini pentru că vreau să testez același tip de desen pe ambele tipuri de hârtie și o să redenumesc cel de-al doilea print cu hârtie normală. Acum că am cele două imagini, o să le descarc într-un format PNG și mă voi duce mai departe pentru printarea propriu-zisă. Din nou, din meniul de descărcări, o să-mi extrag cele două imagini. Ele, la fel, se descarcă în format zip. Iar apoi ajungem la tipul de hârtie pe care îl folosesc. Pentru experimentul de astăzi voi folosi două tipuri de hârtie. Una de sublimare, cea pe care o folosesc în ultimul timp de la Artmaker. Și o hârtie simplă de imprimantă. Eu am o hârtie Prestigious Performance Gold, n-are importanță, e doar o hârtie de imprimantă simplă. Și le vom testa pe amândouă să vedem cum reacționează în contact cu cerneala de sublimare și mai apoi să vedem cum va arăta pe tricou. Mai întâi să încep printarea pe hârtia normală, așa că o să o pun la imprimantă și o să mă duc la calculator să o printez. Pentru printare folosesc un Epson L805. O să-mi schimb orientarea imaginii pe portret. Ca tip de hârtie o să folosesc un Epson mat și îi dau comanda de printare.
Desenul cam așa arată, printat pe hârtie normală. Culorile sunt destul de pale, însă putem vedea la final, după presare, cam cum este rezultatul final. Până atunci o să-mi pun hârtia de sublimare, la fel. E foarte ușor să-mi dau seama pe spate că are un scris și atunci știu că este hârtie de sublimare. Din nou, o pun la imprimantă și mă întorc la calculator pentru a o printa. O să folosesc pentru printare exact aceleași caracteristici ca la printarea pe hârtie normală. O să pun orientarea pe portret. Ca tip de hârtie, din nou, las pe Epson mat, pentru că vreau să mă asigur că folosesc exact aceleași setări și apoi o printez. Printarea pe hârtie de sublimare este gata. Din start se pot vedea culorile că sunt mult mai intense decât la hârtia normală, dar vom vedea la final comparația între cele două tipuri de hârtii cum vă arată pe textil. După printare, acestea sunt rezultatele. Acesta este desenul printat pe o hârtie normală. Culorile sunt destul de pale comparativ cu desenul original, dar este de urmărit cum arată după presare la cald, pentru că cu siguranță se vor schimba puțin culorile. Deci aceasta este printul pe hârtie normală, iar acesta este pe hârtia de sublimare. E o diferență majoră între cele două. Culorile sunt mult mai intense aici. De pe acum pot să-mi dau seama că cel mai probabil tricoul personalizat cu o hârtie de sublimare va arăta mult mai bine, dar vom putea avea niște concluzii finale după presare la cald. Așa arată ele momentan, una față de cealaltă, iar următorul pas pe care îl voi face, mă voi duce la presă și le vom aplica pe tricou. Odată ajuns la presă, voi folosi niște bucăți de material. Și vă recomand și vouă, atunci când vreți să testați ceva, nu folosiți, nu știu, tricouri bune, pentru că riscați să fie niște pierderi pe care nu le veți putea folosi. Așa că eu mă folosesc de o bucată de material pe care l-am presat, i-am dat o preîncălzire inițial. Mi-am setat mașina de presat la o temperatură de 390 de grade și voi face presarea timp de 45 de secunde. Și îmi pregătesc prima dată hârtia de printul pe hârtie de sublimare. Îl voi așeza pur și simplu pe bucată de material. Cum v-ați obișnuit, eu îmi protejez platanul mașinii cu o hârtie de copt, astfel încât dacă mi se transferă cerneală prin hârtia de sublimare să nu mi ajungă pe suprafața superioară a platanului. Mașina a ajuns la temperatura setată, îi voi da o presare pentru 45 de secunde. A few moments later. Acesta este semnalul că a ajuns la finalul celor 45 de secunde. Vedeți, vă spuneam că e foarte important să vă protejați platanul, să vă ceva urme de cerneală. Îl voi da deoparte și pur și simplu îmi dau jos foaia. Cam așa a ieșit pe hârtia sublimată și acum am dat seama că nu mi-am întors scrisul. Da, probabil că o să întorc din editar. Și așa arată printul cu hârtie de sublimare. Voi trece mai departe, voi pregăti materialul pentru următorul print, cel de hârtie normală. Acesta este printul, la fel îl voi așeza aici. Voi pune, de data asta voi pune aceeași hârtie de copt, chiar dacă are ceva cerneală pe ea, e doar un test. Și voi da din nou o presare pentru 45 de secunde.
ajuns la final. De data aceasta se vede că mi s-a imprimat, mi s-a transferat mult mai multe cerneală pe hârtia de cort. Și acum cu siguranță această hârtie nu o va mai folosi. Și să vedem cum arată. Ok, le voi pune pe masă față în față pentru a vedea care sunt mai intense și vom trage niște concluzii. Și cam așa arată ele. Acesta este printul cu hârtie de sublimare. Sunt curioasă dacă aș fi încercat pe material alb, dacă nuanțele ar fi fost diferite. Acesta este un albastru deschis, dar cam așa arată cel pe sub... cel cu hârtie de sublimare. Și cam așa arată cel cu hârtie normală de imprimantă. Le pun față în față și o să dau un zoom pe ele. Este evident că cel cu hârtie de sublimare are culorile mult mai intense comparativ cu cel cu hârtie normală. Și de asta vă și recomand, mai ales dacă personalizați tricouri pe care urmează să le vindeți, nu faceți rabat de calitate și întotdeauna alegeți o hârtie de sublimare. Eu am făcut doar un test să vedem care e diferența între cele două tipuri de hârtie. Testul este evident. Cel cu hârtie de sublimare e mult mai calitativ, cu culori mai intense, așa că alegeți întotdeauna calitate, mai ales când produsele voastre vor ajunge la clienți. Sper că ați găsit interesant acest video. Vă rog să vă abonați și dacă aveți vreo sugestie de un clip nou, lăsați-mi un comentariu jos. Vă mulțumesc!